Noroc. Mă numesc Adrian și am 21 de ani. Ultimii 3 ani fac o facultate în Rotterdam, Olanda, care se numește Managementul Provocărilor Sociale Internaționale. Înainte de a pleca în Olanda, cred că am făcut tot ce putea face un elev pentru a-și ajuta orașul său iubit, Chișinău. Astfel, în toată această activitate în care noi am făcut diverse proiecte, am reușit să cunoaștem ce înseamnă primăria Chișinău, ce înseamnă consilierul, consilierii municipali și ce înseamnă toate aceste direcții care sunt subordonate Consiliului Municipal. Încercarea de a găsi răspunsurile la întrebările pe care noi, ca și chișinăuieni, ne deranjează, starea ecologică, stația de apurare, starea drumurilor, toată starea tuturor proiectelor făcute ultimii 10 ani în oraș, noi primeam aceleași două răspunsuri. Ideea foarte bună, dar bani nu-s, și problema e gravă, dar nu există vinovați. În ultimii 3 ani am încercat să caut acele răspunsuri pe care nouă funcționarii publici la timpul său nu ne le dădeau. Am căutat în literatură științifică despre administrație publică, am căutat călătorind în mai mult de 200 de orașe în 40 de țări a lumii și cu fiecare zi în care eu descopeream noi istorie despre dezvoltare, înțelegeam un lucru tot mai clar și mai clar. Problemele în Chișinău nu se rezolvă de atâta că nu sunt bani sau de atâta că ele sunt prea complexe, dar din cauza stupide. Corupție, ineficiență, incompetență, cumătrism, dar chiar uneori și lene. Pentru problemele complexe au nevoie de soluții complexe, noi mergem în Consiliul Municipal cu o echipă de tineri profesioniști care știu ce înseamnă mobilitate, planificare urbană durabilă, sustenabilitate, acele noțiuni și termeni care ne vor face pe noi să trăim într-un oraș mai bun în termen lung. Noi nu mergem în Consiliul Municipal cu echipe de afaceriști, cu reprezentanții intereselor, construcțiilor locative, a gheretelor sau transportului privat. Noi știm, vrem și putem să facem orașul nostru mai bun. Fapt pentru care pe 20 octombrie votează Victor Chironda și echipa Forța Nouă la Consiliul Municipal.